O fetiță de 11 ani a fost lovită pe trecerea de pietoni chiar lângă secția de poliție a municipiului Zalău. Minora traversa strada regulamentar prin loc permis, marcat și semnalizat corespunzător, când a fost lovită de o mașină care nu a acordat prioritate de trecere. Tânăra a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Zalău, unde a fost supusă mai multor analize. Deocamdată a rămas internată la secția de ortopedie și este stabilă din punct de vedere hemodinamic și respirator. Cercetările continuă pentru a stabili împrejurările în care a avut loc accidentul. O fetiță de 11 de ani, angajată în mod regulamentar în traversarea părții carosabile prin loc marcat și semnalizat corespunzător, a fost acroșată de către un autoturism marca Opel.